Așadar, vremea continuă să fie mai rece decât normalul pentru această perioadă în aproape toată țara. În unele zone, temperaturile vor coborî chiar și până la minus 15 grade, iar precipitațiile își fac și ele simțită prezența în majoritatea regiunilor. Dar mai multe ne spune Alina Șerban, meteorolog ANM, direct alături de noi. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Cum va fi vremea în zilele următoare, atât astăzi cât și în zilele următoare, doamna Șerban? Bună dimineața, bun găsit tuturor. Într-adevăr, vorbim de o vreme rece, pentru unele zone chiar mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, toată determinată de advecția unei mase de aer rece, care va staționa cumva până spre sfârșitul săptămânii, pentru că ulterior ne așteptăm la o ușoară încălzire și sperăm să ne îndreptăm spre primăvară. Vorbim de vreme rece, acest lucru însemnând temperaturi pe timpul zilei în marea lor majoritate între 2 și cel mult 9-10 grade, atât astăzi cât și în următoarele două zile. De duminică se mai încălzește puțin, iar această încălzire se va resimți mai bine la mijlocul săptămânii viitoare, și când se încălzește duminică, spunem că temperaturile maxime se vor situa între 3, 4 și 10, 12 grade, cu cele mai ridicate valori de fiecare dată în aceste zile în regiunile vestice, cele mai scăzute în depresiuni și în estul teritoriului, în zona Moldovei, a Dobrogei. Vorbeați de temperaturi minime care vor coborî spre minus 15 grade. Într-adevăr, în următoarele nopți va fi rece, cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Temperaturi negative în toate regiunile și chiar sub pragul gelului, sub minus 10 grade în depresiunile din Transilvania. În estul și în nordul Transilvaniei, acolo va fi, se pare, cel mai rece, în condițiile în care și cerul va fi destul de degajat. Iar în restul teritoriului vorbim de temperaturi minime între minus 8 și minus 2, minus 1 grad, cele mai ridicate foarte probabil în zona litoralului. Va fi așadar frig și în capitală. Exact, și în capitală, vreme rece, mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, și să spunem că tot folosim aceste comparații la această dată. În zona capitală ar trebui să avem o temperatură maximă de 12-13 grade. Ei bine, astăzi ne așteptăm la o maximă de 6 grade cel mult, mâine la fel, undeva la 4-6 grade, deci temperatura va fi foarte modestă ziua, chiar dacă vremea va fi în general frumoasă, iar noaptea va fi cu mult mai scăzută. Ne așteptăm ca minima, mai ales în zona periferică a capitalei, să coboare spre minus 6, minus 7 grade. Când își intră primăvara în drepturi cu adevărat? Când putem renunța la hainele groase? Avem semnale și putem spera, știți că prognoza se schimbă foarte mult, mai ales la intervale lungi de timp, dar săptămâna viitoare pare că temperaturile vor ajunge la 15, 16, 17 grade la mijlocul săptămânii viitoare. Și nu vom mai reveni la frig apoi. Acum rămâne de văzut. Putem spera. Da, mulțumesc tare mult, doamna Alina Șerban, din partea ANM a fost alături de noi.